expoziție protestatară de biciclete. Cu bicicliști care cer protecție de la autorități. Cu mesaje care întreabă pe noi cine ne protejează. Unii sunt dezamăgiți că nu se pedalează, dar nici eu n-am fost atent să înțeleg care e ideea și cum o să aibă loc acțiunea. Ca asta e situația, în oraș suntem nevoiți să ne fofilăm pe lângă bordură, pe prima bandă. Dacă îmi vrei să schimbi sensul, trebuie să te bagi pentru mașini. Riști să fii doborât la orice intersecție sau sens geratoriu. Nimeni n-are grijă bicicletelor, a bicicliștilor. Mai ales că unii dintre bicicliști nu au permis de conducere, nu știu prea bine regulile de circulație. Copii, de exemplu, persoane în vârstă. Dar oamenii ăștia tot vor să se deplaseze sănătos, gratuit, cu bicicleta. București e foarte bun ca relief pentru pedalat. Ups, a luat-o vântul. Poliția are atâta grijă să hărțuiască organizatorul. Cine ești, ce ai de gând, cine te plătește. Nu e nicio pedalare, a? Nu e, e cu... cu expoziție. Și noi suntem participanți. De data asta, la protest, nu prea suntem participanți, suntem doar elemente de decor, expozant. Nu știu cum s-au gândit organizatorii, dar e periculos să-i treci pe toți în revistă. Până aici. Cineva în loc de ată și-o luat ce?